Salutare! Aici Drușca. În episodul de astăzi vreau să îți arăt cum poți să obții aceste bucle în stil Hollywood fără prea mult efort. Așa că haide să începem. Primul pas, îmi voi peria părul foarte bine, dar voi fi și foarte blândă în același timp pentru că nu vreau să se rupă. Întotdeauna îmi place să încep din față și voi lua câte o șuviță subțire care îmi va dicta cărarea. O voi peria și pe ea încă o dată, iar acum voi lua ondulatorul și voi începe de la rădăcină către vârf. După ce am ondulat șuvița, voi lua o agrafă de babe, cum spuneam când eram mică, bobby pins, și voi prinde șuvița cu aceasta. Părul trebuie prins așa. Mă rog, nu este neapărat obligatoriu, dar este mai bine să fie prins în acest mod până se va răci complet și altfel coafura va dura mult mai mult timp. Trecem mai departe cu o altă șuviță, aceeași procedură. Eu întotdeauna încep de la rădăcină, ondulez un pic cât să încălzesc părul mai mult și trag către vârfuri, după care rotesc să ajungă cumva și rădăcina pe ondulator, dar într-un mod în care aceasta nu va fi afectată de temperatura mare a ondulatorului. Fiecare șuviță este subțire, am mai spus asta și este și foarte important. O securizăm cu bobby pins și continuăm așa tot părul. Ce aș vrea să vă mai spun este că eu am o tunsoare în stil wolf cut, adică scările sunt foarte multe, dese și scurte. Deși am o lungime foarte generoasă, totuși partea de sus este destul de scurtă și atunci când am părul întins nu arată chiar atât de fabulos. Aici veți putea vedea că habar nu am ce fac la spate, așa că este pe ghicite. Trebuie să aveți grijă să nu vă ardeți. Eu m-am obișnuit pentru că îmi fac părul în acest fel de ani de zile și cred că l-aș putea face și cu ochii închiși, dar aveți mare grijă să nu vă ardeți. Este foarte important să ne alegem și ondulatorul într-un mod corect. Aceasta este o dimensiune medie, am și unul mai mare, însă acela într-adevăr face niște bucle formidabile care rezistă doar 2 ore, după care se lasă complet. Acesta este unul de la Miria și este cumpărat din Media Galaxy, a costat doar 40 de lei, însă vă recomand dacă cumva vreți să vă faceți acest styling mult mai des, să investiți într-unul mult mai bun, care are un umbeliș ceramic mai performant, altfel nu riscați să vă ardeți părul. După ce am terminat de securizat toate buclele, am așteptat în jur de o oră până s-a răcit complet părul și abia apoi am început să le desfac. Nu voi utiliza peria de această dată, îmi place să îl răsfoiesc printre degete și să despart buclele. În modul acesta sunt un pic mai structurate și vor rezista mai mult. Un alt tip ar fi seara să le securizați la loc și a doua zi veți avea aceleași bucle formidabile. Vreau să vă arăt cum arată din spate și cât de importantă este tunsoarea în scări. Pasul următor este să folosesc un fixativ. Eu îl am pe acesta de la British M, Mikey România. Pulverizez foarte puțin pentru că este foarte puternic și buclele chiar rezistă mult. Acesta a fost tutorialul și vă rog să-mi spuneți în comentarii dacă vă este de ajutor, dacă l-ați înțeles, dacă nu, ce aș putea să îmbunătățesc ca să le fac mai pe înțelesul vostru. Acest moment glorios a fost realizat cu ajutorul unui fion, să știți, trebuia să am un ending de Hollywood style. Dacă v-a plăcut acest tutorial, subscribe și mă găsiți Drușca pe orice platformă. Kisses, bye bye!